Capitolul 10. M-am dezgustat de viață. Voi da drum slobod plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Eu zic lui Dumnezeu, nu mă osândi. Arată-mi pentru ce te cerți cu mine. Îți place să chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor tale, în timp ce faci să strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi. Oare ai ochi de carne sau vezi cum vede un om? Zilele tale sunt ca zilele omului și anii tăi ca anii lui, ca să cercetezi fără de legea mea și să cauți păcatul meu când știi bine că nu sunt vinovat și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna ta? Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Ele m-au întocmit în întregime și tu să mă nimicești. Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci în țărână? Nu m-ai mulț ca laptele, nu m-ai închegat ca brânza. M-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine, mi-ai dat bunăvoința ta și viața, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza ta. Iată totuși ce ascundeai în inima ta. Iată, știu acum ce aveai de gând, că dacă păcătuiesc să mă pândești și să nu-mi ierți fără de legea. Dacă sunt vinovat, vai de mine! Dacă sunt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de rușine și cufundat în ticăloșia mea. Și dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmărești ca un leu, mă lovești cu lucruri de mirat, îmi pui înainte noi martori împotrivă, îți crește mânia împotriva mea și mă năpădești cu o droaie de nenorociri. Pentru ce m-ai scos din pântecele mamei mele? O, de aș fi murit și ochiul să nu mă fi văzut! Aș fi ca și cum n-aș fi fost și din pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt. Nu sunt zilele mele destul de puține? Să mă lase, dar, să plece de la mine și să răsuflu puțin, înainte de a mă duce, ca să nu mă mai întorc. În țara întunericului și a umbrei morții, în țara negurii adânci, unde domnește umbra morții și neorânduiala și unde lumina este ca întunericul.